victoria, totdeauna din iubire, noi cu toții te urmăm, să învingi a ta menire, mult succes noi îți urăm. Gloria, hey! Gloria, altă nume îl cântăm. Gloria, hey! Gloria, spre izbândă te purtăm. Gloria, hey! Gloria, altă nume îl cântăm. Gloria, hey! Gloria, noi victorii așteptăm. Te-ai purtat, vrem să fii printr-o minune, tu echipa de-altă dat. Vom fi pururi lângă tine, și la bine și la rău, strigăm gura cât ne ține. Haide! Haide! Gloria! Gloria! Indiferent de eșalonul care evoluează, fie că este Liga 1 sau Divizia C, echipele de fotbal din România desfășoară în medie 2 cantonamente pe an. Cantonamentul este o formă de pregătire centralizată în care sportivul se află sub strictă supravegherea antrenorului. Pentru majoritatea fotbaliștilor, perioada de cantonament este o povară. Principala lipsă pe care o acuză de obicei jucătorii, în afară de cea evidentă, libertatea, este lipsa familiei. Tagile de pregătire își pun deseori amprenta asupra psihicului jucătorului, iar acest lucru se observă imediat după revenirea din cantonament. Jucătorii Gloriei Buzău, protagoniștii noștri de astăzi, au fost cazați la complexul Ciuta, aflat în comuna Măgura, la 30 de kilometri de Buzău, acolo unde au avut parte de cele mai bune condiții de pregătire și relaxare. Nicolae Anton, tehnicianul Gloriei Buzău, a planificat minuțios fiecare zi de antrenament din stadiul pregătirii centralizate de la Ciuta. Trezirea era dată la ora 7. Jumătate de oră mai târziu, toți jucătorii trebuiau să fie prezenți în holul hotelului pentru viorare. În viorarea constă în alergarea ușoară pe dealurile din împrejurim, fermentată cu câteva mișcări de stretching. Jucătorii au servit micul dejun la ora 8:30, două ore mai târziu aceștia se pregăteau pentru primul antrenament al zilei. Prânzul era servit la ora 12 pentru ca fotbaliștii buzoieni să aibă puțin timp de odihnă până la a doua ședință de pregătire a zilei, ce avea loc la ora 15. Al doilea antrenament al zilei era și cel mai lung. La sfârșitul celor 90 de minute de pregătire, Muțiu și compania erau trimiși în sala de forță, iar apoi în piscină sau la saună. Domn profesor, ce elemente cuprinde antrenamentul de astăzi al băieților? Suntem în a doua parte a cantonamentului, acum urmărim, în prima parte am pus pregătirea fizică generală la punct, acum încercăm să îmbogățim viteza în regim de forță. Antrenamentele sunt destul de tari, jucătorii s-au adaptat efortului, având în vedere că avem și iarna asta așa ne ajută foarte mult ca să ieșim cu pregătirea fizică foarte bine. Cum s-au prezentat băieții la antrenamente pe durata cantonamentului?
La momentul actual sunt mulțumit de băieți. S-au adaptat foarte bine la condițiile de atmosferice, s-au adaptat foarte bine la condițiile de masă, pentru că masa este foarte bună, condițiile de refacere, recuperare sunt foarte bune. Și aici vreau să menționez că aici, în decorul ăsta așa hibernat la Ciuta, ne-au pus la dispoziție totul. Totul. Când spun totul, mă refer și la refacere. Avem saună în cadrul complexului, avem piscină în cadrul complexului, avem duș în cadrul complexului, deci putem să masiorii noștri să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Pe ziua ta, cantonamentului, ați avut probleme cu jucători accidentați sau bolnavi? Nu, din punctul ăsta de vedere nu am avut. Înseamnă că și antrenamentele decurg în mod normal și mă bucur pentru faptul că nu am jucători pe tot parcursul cantonamentului accidentați. Ce am putut spune despre meciul de ieri, victoria cu 3-0 în fața divizionarii ce Juventus București? Am întâlnit o echipă bătoioasă, o echipă care e foarte bine clasată în divizia C, iar jucătorii au depus un efort pentru că terenul a fost plin de zăpadă și au răspuns bine la cerințele jocului. În perioada de pregătire, antrenamentele și cantonamentul desfășurat până acum, ați remarcat vreun jucător din cei noi veniți? Deocamdată nu pot să mă pronunț. Deocamdată pot să mă pronunț în ceea ce privește partea asta fizică. Aici răspund afirmativ, să pregătesc foarte bine, dar jocurile trebuie să mă confirme într-adevăr dacă îi opresc sau nu îi oprim aici la Gloria Buzău. Mâine va fi ultima zi de cantonament, iar duminică meciul cu Panciu. Ce așteaptă pe băieți începând de săptămâna viitoare? Păi, după ultima zi de cantonament, respectiv duminică pe data de 31, noi ieșim din cantonament, avem două zile pauză, ne reîntâlnim miercuri după amiază, antrenamentul o să decurgă la Buzău și jocuri de pregătire, din câte mi-aduc eu aminte, pe data de 6 jucăm cu Chimia Braz și a rămas ca să mai aranjeze un joc conducerea pe data de 9, pe data de 13 ne deplasăm la Târgu Jiu. Jucăm cu echipa divizionară A, urmând ca până la cu o săptămână de zile de a începe campionatul să încheiem și ciclul de pregătire, de verificare a jocurilor. De ce sportivii mănâncă diferit? Simplu, deoarece sportivul, indiferent de ramura sportivă practicată, arde foarte multe calorii. O dietă sănătoasă, echilibrată, trebuie să conțină substanțe nutritive, fibre alimentare și apă, toate într-o proporție corectă pentru a satisface necesarul energetic. Proporția corectă este alcătuită din 55% carbohidrați, 30% grăsimi și 15% proteine, iar ca orice gazdă primitoare, bucătarii restaurantului s-au adaptat indicațiilor date de nutriționistul clubului buzoian și au pregătit meniuri speciale pentru jucători. Fiecare masă glorioșilor a fost însoțită de vitamine și de medicamentația necesară expunerii organismului la efort îndelungat. Micul dejun, cea mai importantă masă a zilei, a fost servit întotdeauna cu precizie de ceas elvețian la ora 8:30 de minute. Gustarea de dimineață era alcătuită din un ou prăjit, 2-3 felii de brânză, unt și gem de fructe, alături de o cană de ceai fierbinte. La prânz, după primul antrenament al zilei, jucătorii lui Nicolae Anton le erau oferit felul întâi, o ciorbă caldă, de altfel nelipsită din meniul zilnic al fotbaliștilor, iar la felul 2, carne de pui sau de porc fără grăsimi, însoțită de cartofi natur sau spaghete. Șnițelele și preparatele pane, alături de o salată de legume, au reprezentat ultima masă a zilei pentru jucătorii buzoieni.